Un tânăr de 25 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un copac. Tragicul accident s-a produs sâmbătă seara în apropiere de satul Costești, traionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul avea viteză mare. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, a derapat de pe traseu și s-a oprit cu automobilul într-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât mașina s-a făcut zob, iar tânărul a murit pe loc. Corpul lui neînsuflețit a rămas blocat printre fiare și a fost nevoie de un echipaj de descarcerare. Oamenii legii vor stabili toate circunstanțele.